Într-un proiect anterior am instalat un cârlig auto. Încă nu am prezentat partea electrică, însă, după cum bine știți, orice cârlig are parte mecanică și parte electrică. Partea electrică este folosită pentru semnalizare, frână și mai departe pentru remorcă. Acest model de cârlig, ca oricare altul, are un modul electric care a fost instalat în portbagaj, iar pentru alimentarea lui trebuie să aducem un cablu de plus din portbagaj, locul de unde acest modul a fost instalat, până la panoul de siguranță care se află în spatele torpedoului. Pentru că instalarea acestui cablu necesită foarte multe detalii, am decis să facem un clip separat pentru această parte, urmând ca într-un clip viitor să prezentăm și partea de instalare electrică a cârligului de remorcare. Înainte să mergem mai departe, trebuie să înțelegem cum funcționează o siguranță. Iar în cazul autovehiculelor, tensiunea vine de la baterie. Iar în cazul bateriilor auto, tensiunea este continuă, așa că avem polaritate. Să presupunem că avem un bec pe care trebuie să-l alimentăm de la o baterie auto, însă pentru acest bec va trebui să avem o siguranță. Pentru alimentarea becului vom avea nevoie de un cablu roșu de la borna plus și de un cablu negru de la borna minus. Când vine vorba de borna plus, cablul va fi întrerupt la un moment dat, unde se vor monta două borne pentru instalarea unei siguranțe. Până în momentul în care vom instala siguranța în bornele montate, acest bec nu se va aprinde. De îndată ce montăm siguranța, becul se va aprinde. Așadar, trebuie să înțelegem că siguranța se montează pe fir, ca să zic așa. Și dacă mergem mai departe, în cazul nostru în care vrem să adăugăm un fir în panoul electric, practic, într-o schemă simplificată, de la baterie avem un panou electric, iar acest panou electric, după cum se vede, are posibilitatea să se instaleze trei siguranțe. Iar dacă luăm același bec pe care vrem să-l alimentăm de data aceasta din panoul de siguranță, trebuie să știm că în panoul de siguranță de la borna plus a bateriei va fi alimentate toate bornele, să spunem, din partea de jos ale siguranțelor. Iar dacă vrem să ducem un cablu de plus la bec pentru a alimenta becul, vom duce un cablu de la una din cele trei poziții libere rămase ale siguranțelor. Însă, acum, becul nostru nu se va aprinde pentru că îi lipsește siguranța. De îndată ce vom monta siguranța între cele două borne din siguranță, becul nostru se va aprinde. Așadar, după cum se vede, există un cablu de intrare și un cablu de ieșire din panoul de siguranță. Cam acest lucru trebuie să-l facem și noi în panoul de siguranță. Avem alimentat partea de jos a locului în care vom monta siguranța, iar în partea de sus este un spațiu liber. Pentru a aduce cablul nostru în acest spațiu liber, avem mai întâi de identificat locul în care se găsește acest panou de siguranță, identificat locul unde se montează o siguranță de dimensiunea respectivă conform schemei, pentru că nu am vrea să folosim alt spațiu, iar apoi să facem instalarea propriu-zisă după ce, bineînțeles, demontăm panoul de siguranță din locul respectiv și ne asigurăm că introducem cablul acolo unde trebuie. În manualul de utilizare avem panoul de siguranță, cel de la motor, cel de la pasager. Avem două variante. Nu ne regăsim în ăsta, ne regăsim în ăsta, că așa arată panoul nostru, exact ca și ăsta. Dacă ne uităm la el. Numai că aici, dacă o să căutăm, la poziția 23 avem modulul remorcă, iar la poziția 23 aici este această siguranță, iar mergând pe panoul nostru este aceasta care e de 7,5 și e clar că nu are cum. Mai mult, vedem aici o siguranță de 20 de amperi care este la poziția 18. Uităm aici poziția 18. Și apoi dacă mergem la poziția 18 pe tablou de bord cu 7,5, deci ceva nu e în regulă. Atunci am căutat pe net tablou respectiv și am găsit la poziția 20 trailer module. 20 de amper, poziția 20. Poziția 20 este aici și dacă ne uităm la noi, nu este folosită. 18, ne amintim că era 7,5, 19, 20 ne este folosită. Și acum, practic, trebuie să aducem cablul nostru, care l-am adus până aici, și trebuie să-l conectăm acolo.
Alimentare avem deja, ne trebuie o siguranță ca să facem legătura între ele și acum, pentru a testa, avem această lampă de control. Mă rog, este puțin cam rudimentară, dar avem borna minus legată pe masă, aici, iar aceasta este borna plus și punem contactul. Iar acum, dacă mergem la poziția noastră 20, aici nu avem nimic pentru că trebuie să aducem noi cablu. Iar aici vedem că este alimentat tablou. Și punând siguranța între borna asta și borna asta, o să avem siguranța de 20 de amperi pe remorcă. Întorcându-se acum pe nou invers, suntem a patra siguranță de aici. 1 2 3 4 și undeva aici acum. Ne-am primit să vedem siguranța noastră liberă. Aici unde se vede gaura asta liberă, este a patra siguranță de la stânga la dreapta. Una, a doua este ocupată, a treia și a patra este liberă. Aici este alimentat tabloul deja, iar aici va trebui să introducem firul nostru. Mai trebuie menționat faptul că odată ce am identificat locul în care trebuie să instalăm cablul, va trebui să scoatem borna minus a bateriei să ne asigurăm că nu facem vreun scurt. Iar apoi trebuie să menționăm faptul că acest cablu este deja construit pentru a putea fi instalat în acel loc, după cum se vede cu o clemă specială, cu două piciorușe, care practic odată ce va fi instalat, va rămâne blocat acolo în panoul de siguranță, iar acele două cleme va cuprinde lamela siguranței. Unul din cele două piciorușe, practic sunt două lamele, și o va cuprinde. Putem să observăm acum că avem ambele borne prezente. Le punem în siguranță. Am pus siguranța și acum încercăm să testăm că totul este în regulă. Putem să facem același lucru cu practic dacă siguranța este bună. Putem să măsurăm aici, vedem că se aprinde, dar și sus, unde duce mai departe. Pentru a accesa tabloul în spate, avem acest grilaj care trebuie să-l desfacem și are clemele astea, care intră în locurile respective. Două de sus intră aici. Apoi avem unul aici și unul în parte de jos. Pentru a-l scoate trebuie să le liberăm de aici, pe fiecare parte. Iar apoi panoul trebuie prins în aceste cleme. Avem aici una și mai avem una aici unde am prins minusul de la... Pentru a-l scoate trebuie să apăsăm pe clema asta aici. Apăsăm clema de aici și mai e una în partea cealaltă care nu prea putem să o vedem. Iată. În partea aceea acum. Trebuie să apăsate ambele în același timp și apoi tras afară. Asta după ce am slăbit șuruburile. Și acum practic tot ce trebuie să mai facem este să strângem înapoi șuruburile și l-am repoziționat.